Ministerul Educației Naționale organizează selecție pentru ocuparea mai multor funcții vacante din inspectoratele școlare județene din țară. Printre acestea se numără și funcția temporar vacantă de inspector școlar general adjunct la ISJ Sălaj, funcție lăsată temporar vacantă de Irina Covaci, numită consilier de stat în Ministerul Educației. Potrivit unui anunț publicat pe site-ul Ministerului Educației Naționale, funcțiile pot fi ocupate de cadre didactice care, conform prevederilor articolului 260 alineatul 1 din Legea Educației Naționale numărul 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, îndeplinesc cumulativ următoarele condiții: sunt titulare în învățământ, au absolvit cu diplomă de licență studii universitare, au gradul didactic 1 sau titlul științific de doctor, sunt membre ale Corpului Național de Experți în management educațional, precizează Ministerul Educației Naționale. Persoanele interesate pot transmite la cabinetul Ministerului Educației până la data de 23 august ora 14 CV-ul din care să rezulte îndeplinirea condițiilor și o scrisoare de intenție. Contactat telefonic, Dari Toma, cel care a fost numit pe funcția de inspector școlar general adjunct în locul Irinei Covaci, a declarat că nu își va depune documentația la minister. Eu am fost delegat pe post până la sfârșitul anului școlar în curs, respectiv până la sfârșitul lunii august. După această dată voi vedea dacă se întoarce pe această funcție Irina Covaci, actualmente secretar de stat în minister, sau se va primi o nouă numire pe post. Deocamdată nu pot să vă spun ce se va întâmpla, a precizat pentru sălăjanul Dari Toma. Reamintim că noul inspector școlar general adjunct a fost numit pe această funcție până la sfârșitul lunii iulie, el având atribuții în domeniul managementului educațional.